Ne îndreptăm spre capitală. Și fix la intrarea în București ne întâlnim cu Mitică, cu numele lui din buletin, Alexandru Bogdan. Stați-mă așa. Două secunde, iertați-mă puțin, iertați-mă două secunde. Băi, stați-mă, lăsați-mă cu aplauze, că am puțină, deci iertați-mă că vă întrerup chermeza. Salut domnul Grigoraș din Bucovina, să trăiască! Fratele tău, Grigoraș din Colentina, te pup! Fraților, iertați-mă că v-am întrerupt. Trebuie să plece cineva de 5, 10, 15, 20 de minute? A? Că eu aștept și eu copii. Ce vrei? Eu trebuie să plec să mă schimb. Nu, să schimb plapul, mă. Ce e, doamna Rubi? Ce s-a întâmplat? Băi, fraților, ce e cea, mă, dezmânt de ziua națională? Aoleu, te-ai dus la magazinul de plăpi, eu nu mai am rochi, dați-mi și mie asta pe mine. Hap, ziap, m-am legat frumos. Deci, fiți atenți că nu vreau să încur. Mă rog, am blocat vreo patru mașini, că am parcat așa pe diagonală, știți, mersul ăla frumos, așa, când prins patru. Aplauz astea, așa, că tu pui și coșmelia pe mașină, să-ți dai jos asta de pe tine și acoperi mașina. Haideți, nu vă uitați așa ora la mine, că nu stau mult, vreo maxim două ore. Că trebuie să mă duc repede, după aia fac niște cumpărături, după aia trebuie să plătesc cu amendă, pe urmă la masaj, că sunt rupt de spate cu spatele, apoi mi-au niște haine de la curățat, să dau audiții la România Au Talent. După aia trebuie să mă întorc aici și am atâta treabă, știu ce vă gândiți. Bă, dar cum poate să facă asta, mă, atâta într-un timp atât de scurt? Păi hai să vă zic adevărul, sunt bucureștean, frate, sunt bucureștean, adevărat, sunt bucureștean. Sigur că eu am spus-o asta, dar am spus-o pentru cealaltă persoană, că na, că e așa, că e pe regiune, e bătălie, ha? Vedeți că nu e pe bune, e pe bune mâncață și cum ar fi de sigur, destul, degeaba, delicat. Hai că mare, hai să o dăm pe aia dreaptă, bă, fraților. Majoritatea bucureștenilor sunt jumate moldoveni și jumate din Berceni. Da? Deci vă rog, nu mă cancelați, vă rog că am rate de plătit, adevărat, am viață grea, credeți-mă că nu e ușor să fiu ultimul bucureștean din București. Deci mă trezesc dimineața la 5. Fraților, mă duc să fac un duș și după aia mă duc să dau drumul la apă caldă și în același sunet pe care l-aud de câteva luni. Zici că e un demon care mi-a mâncat toată apă caldă, frate, zici, e o nebunie, să mor, nu mai pot, ce se întâmplă. După aia mă duc la bucătărie, iau ala lui nevastă mea, care face ciorba aia șmecheră. O umplu cu apă rece și o arunc pe aragaz la încălzit. Cât prepar eu dușul la lighean, îmi fac un spor la cafeluță, adevărat. Și trimit pe toate grupurile de WhatsApp de astea unde sunt implicați cele mai noi meme-uri cu pisici nevăstuși de alea care se pupă, se îmbrățișează, l-ați văzut? Adevărat, sunt frumoase. Apoi mă spăl frumos stilul karate, știți stilul karate? Nu știți spălarea stilul karate? Ia pizza și după aia mă îmbrac în cea mai silențioasă liniște, ca un ninja. Că știți de ce? Care aveți neveste pe acasă să nu le treziți, că doarme așa într-o stare de veche de asta vegetală. De mi-a zis într-o dimineață, în timp ce mă legam la șireturi: bă, dar chiar nu poți să te încalci tu ca tot omul, să nu mai tropăi tot prin casă, firea tot să avea. Mamă, și după aia mă duc frumos la adorarea zilnică a celor 2 milioane de mașini înghesuită pe aceea stradă. Bă, frate, ai zice că românii sunt leneși, că întârzie, frate, ce vorbești? În fiecare zi! Bă, nu lipsește nimeni, bă! Măcar vineri seara, adevărat, după job, am și eu voie în sfârșit să mă relaxez. În drum spre casă, opresc la cel mai apropiat bar și stau la intrare să aud cum oamenii se distrează. Că așa suntem noi oamenii, da? Să uit cum se distrează oamenii fără copii. Pentru jumătate de oră, sunetul de bere care se deschide, mâncați-și gura, ia locul sunetului de copil care urlă. Momentul îmi este brusc între eu de nevastă, care mă cheamă de urgență acasă, că băiatul meu se cade Spider-Man și se cateră pe toți pereții. Deci îmbătat de imaginea libertății bahice, pe care eu nu mai am de mult, mă duc la familia mea și mă rog să avem căldură în calorifer. N-avem, aia e. Avem multă iubire, fraților, și asta e de ajuns. Conducta la iubire n-are avarii niciodată. Mă schimb în pijamale, îmi iau geaca, fesul, scot plapul, mai nebună știe doamna Rubia, așa, care presupun că aveți o casă separată numai cu plăpul de astea, așa, adică, da? Pe fiecare culoare. Pe fiecare culoare. Deci adormim, ca v-aș gura, adormim copilul, îmi pup și eu frumos nevasta și în timp ce o sărut îi spun: hai că n-a fost una chiar așa de rău, deși ea chiar a fost rău, dar se poate și mai rău, dar se poate și mai bine. Și cu speranța asta în suflet, doamnelor și domnilor mei, mă pregătesc pentru o nouă zi și pentru un nou an. Cu bune și cu rele. Cu rele n-am mai avut, da? Fraților, hai la mulți ani, că mă duc să-mi iau copilul de la grădi. Și vă rog frumos să nu-mi dați cancel că am rate, da? Alexandru Bogdan!